urgență câteva proiecte importante pentru comunitatea noastră. Aici este vorba de o sumă pe care am primit-o și probabil o să ajungă la operatorul nostru de termoficare, la CET-ul nostru, și ca atare trebuia repede analizat această, mă rog, posibilitate și, bineînțeles, aprobarea e neapărat necesară pentru a ajunge pe masa Ministerului. Nu aveam timp decât astăzi și pentru asta vă mulțumesc tare mult. Am primit o sumă de circa de 20 de miliarde de lei vechi. Mulțumesc. Punctul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Satana în 2013, ca și consecință a punctului 1. Puncte de vedere. Modificarea și completarea HCL numărul 260 pe 2013 privind modificarea și completarea articolului din HCL numărul 51 2013. Dacă sunt puncte de vedere. Președinte, articolul 2, punctul 2, Consiliul. Supunem la vot întreaga hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abține. La punctul 4, un proiect de hotărâre privind aprobarea listei nominale cu ordinea de prioritate a persoanelor care au fost afectate de explozia din blocul situat în Andreea Vrădeasă, bloc 1, scara 1. Și doresc să vă exprimați puncte de vedere. Așa da, domnul președinte. Sunt deja de un an și dorim aceeași situație. Da. Acest drumul spre astfel de depoziționări în urma producerea unor asemenea evenimente. Acum să vedem motivația domnului primar. Poate reușim. Cred că prima prioritate o reprezintă, mă rog, știți situația de pe, din micro 4, de pe Alea Vlădeasa. Dar nu ne oprim aici, spuneți domnul președinte, cu toți am fost de acord de la întâlnirea poate restrânsă cu șefii grupurilor politice și vom extinde, eu știu, aprobarea și pentru cei de la Gugu, dar nu la ședința de astăzi. Pentru că noi ar trebui astăzi, mâine, să vedem ce facem cu cei care nu mai pot rămâne la Traian Buia și la economii. De asemenea, am primit două case, un apartament, o garsonieră și ar trebui să știm cine are prima prioritate, a doua, a treia și așa mai departe. Conform celor stabilite de dumneavoastră, am considerat, am adus în discuție la o ședință anterioară, ar fi bine să facem un punctaj. Îl întrebăm primul de pe listă, 58 de puncte, are cei mai mulți copii. Dom'le, avem libere astea, pe piața liberă e locația asta, te interesează, nu te interesează. Poate comisia stabilită dumneavoastră își notează. Trebuie să discutăm cumva pe baza unor argumente. Dar e nevoie de un proiect. Foarte bună a fost ideea, o susțin, și anume, în situații poate speciale, hai să le spunem chiar calamități, cei care intră în sfera asta de discuții să aibă șanse mai mari decât cei care stau la rând de atâta timp la locuințe susținute financiar de noi sau în locațiile noastre. Pentru că și la noi mai există posibilitatea de a se locui în ce avem noi apartamente garsoniere, pentru că unii oameni pleacă din reșița, alții nu plătesc, sunt poate dați afară. Dar asta va face obiectul unei alte analize într-o ședință viitoare. Deci consider că discutăm astăzi concret, în regim de urgență, situația celor de pe Alea Vlădeasa. Domnul președinte este aici. Am vrut neapărat să fiți și dumneavoastră aici, pentru că noi, după aprobarea și în ședința de astăzi a proiectului în discuție, sigur vom trece și la unul din ultimii pași. Cel cu locuințele, banii săptămâna asta o să fie rezolvați. Mâine dimineață o să trebuiască să dăm la Ministerul Dezvoltării, vă informez, situația de pe Gugu încă o dată, a patra oară, și cea de aici, de pe Alea Vlădeasa, m-a sunat doamna ministru secretar de stat ca urmare a demersurilor pe care le-am avut la domnul vicepremier, domnul Dragnea, am fost la prefectură, la o videoconferință și așa mai departe. Și prin adresele noastre, se pare că suntem băgați în seamă așa cum ar trebui, în regim de urgență. Mulțumesc. Până la urmă, au subit asemenea. Vom avea un punctaj în plus pentru cei. Domnule consilier, rămâne. Este ok. Alte puncte de vedere. Introducem și
Deci cu ducerea în deplinire se încredințează Comisia Socială de Analiză a Solicitărilor de Locuință și Serviciu Public și Comisia constituită prin HCL 255, aia ce am constituit-o noi exact pentru blocul explodat. Cred că 255 a fost, da? Cu modificare, da. Declară închisă lucrările ședinței extraordinare. La celor patru subiecte, depinde cu care doriți să începem. Da, cel cu Vlădeasa. Cu Vlădeasa? Am considerat că este bine la ședința de astăzi a Consiliului Local să fie analizată situația locatarilor din zona Micro 4, Alea Vlădeasa, afectați de acea explozie nedorită, acel eveniment produs la noi la Reșița, și am considerat că este bine să se acorde un punctaj, ținând cont de experiența Consiliului Local, pentru a vedea cine are prioritatea numărul 1, prioritatea numărul 2 și așa mai departe. Consiliul Local a luat act de această situație și a aprobat acea listă. Urmează ca în cursul zilei de astăzi Comisia constituită să ofere cele patru locații puse la dispoziție de patru persoane generoase din Reșița, mă refer la două case, un apartament, o garsonieră și, bineînțeles, de pe piața liberă în completarea numărului de 32 de apartamente. Am avut și un caz cu un cetățean care n-a deschis apartamentul, Băureanul cheamă, care dânsul vrea să recurgă la un gest poate, mă rog, nepotrivit, dar consideră că noi tratăm cu aceeași unitate de măsură pe toată lumea, cu transparență, cu legalitate, cu răspundere, cu omenie, dacă vreți, și cred eu că astăzi consilierii au înțeles toate aceste aspecte. Care sunt criteriile care au în primul rând, componența familiei. În a doilea rând, numărul de copii. În a treilea rând, numărul persoanelor cu handicap. În al patrulea rând, veniturile. În a cincelea rând, dacă are sau nu, eu știu, capul familiei, o altă locuință. Sunt doar câteva din aceste cerințe. Sunt criterii analizate la ședințele Consiliului Local, precedente, de obicei o dată sau cel mult de două ori pe an, atunci când vorbim de locuințe din fondul locativ de stat al nostru. Poliția locală mai e în zonă? Poliția locală asigură paza. Am avut o ședință de lucru în cursul zilei de vineri și urmează să punem acolo, să facem un parteneriat cu vecinii, mă rog, pentru a monitoriza video și a pune o ușă la intrare, pentru că este destul de greu să blochez pe trei schimburi oamenii ai noștri, să asigure paza, dar noi asigurăm paza, v-am spus, și prin acel parteneriat pe care noi îl vom face la începutul acestei săptămâni. Ați spus că patru apartamente sunt puse, mă rog, donate, cum ar veni, de reșițeni pentru închiriere acestor familii, dar restul până la 32... Vom lua de pe piața liberă. Sunt două case oferite, una la Câlnic, una în Reșița, un apartament și o garsonieră tot aici. Și cred eu că trebuie să le mulțumesc din nou acestor oameni generoși care țin cont în mare măsură de necesitățile familiilor afectate de acel nedorit eveniment. Și până când le continuă procesul de mutare a oamenilor? Păi, bineînțeles că astăzi și mâine se va lucra, m-aș bucura dacă astăzi s-ar finaliza toată această acțiune, întâlnirea cu oamenii, discuțiile vis-a-vis de locațiile găsite. În câteva zile, cred eu, săptămâna asta se va finaliza. Și pe ce perioadă sunt asigurate aceste locuințe? Noi ne gândim la 6 luni în primă fază, dar s-ar putea să fie extinsă relația sau relațiile de colaborare pe perioadă chiar mai lungă, până la un an, pentru că nu se poate construi, chiar dacă am primit bani în perioada asta de iarnă, și atunci dacă lucrările ar începe cel mai devreme în primăvară, în regim de urgență, poate în 2-3 luni, undeva până în vară. Ne gândim chiar la, eu știu, 8 luni, 9 luni, chiar un an. Ajutoare de urgență au primit și în ce sumă? Ajutoare de urgență au fost aprobate în sumă de 13 milioane. Comisia constituită a stabilit maximul de 13 milioane, dar tot prin contul primăriei există un cont vis-a-vis de donații. Am început să primim de la o serie de instituții, de la Biserica Ortodoxă, Biserica Baptistă și nu numai, bani care vor merge tot pentru aceste persoane. Există 3 posibilități, am spus și data trecută, și anume, cei care doresc pot să le ofere direct oamenilor, a doua categorie asociațiilor de proprietari și a treia posibilitate ar fi în acel cont al primăriei. Câte ajutoare de urgență au fost? 32? 32, da.
Spuneați că există șanse să vină bani de la Ministerul Dezvoltării. Da, am fost informat astăzi, am avut o discuție cu doamna ministru secretar de stat, ca urmare a analizei făcute la Ministerul Dezvoltării cu domnul ministru, domnul vicepremier Dragnea. S-a luat foarte serios în discuție problema Reșiței, mă bucur pentru asta. Eforturile noastre n-au fost zadarnice, mai ales din ultimele zile. Și atunci, mâine, noi ar trebui să trimitem absolut toate datele. O facem a patra oară pentru situația sau blocul din Aleea Gugu și, bineînțeles, pentru cel din Aleea Vlădeasa. Am informat că nu suntem în posesia datelor economice vis-a-vis de reabilitarea blocului, refacerea blocului din Aleea Vlădeasa, pentru că expertiza va fi gata în 16, 15 la sfârșitul zilei sau 16, se înseamnă miercuri, peste două zile. Proiectul de hotărâre de guvern, bineînțeles că va fi ulterior datei de 16 întocmit împreună cu conducerea, cu domnul prefect, cu domnul președinte al Consiliului Județean. La sistemul de termoficare pot să vă spun că am primit cu bucurie o veste, mi s-au alocat contribuția de 60% dintr-o investiție la un punct termic 22, unde sunt racordați mai mulți consumatori, persoane fizice, instituții. La acea sumă de 20 de miliarde vechi, bineînțeles că vine și contribuția noastră. Noi ar trebui să contribuim, cum am făcut-o și în anii anteriori, cu o sumă de 40%. Era nevoie de această aprobare și însușire în cadrul Consiliului Local. Ulterior, aceste ședințe vom trimite toate datele la guvern. Cine e beneficiarul principal al acestui punct termic? Prin primărie, noi suntem proprietari și dăm în administrare operatorului de termoficare, dar primind niște bani, trebuia să ne mișcăm relativ repede, să îi acceptăm și numai în Consiliul Local se poate face treaba asta. Trebuie să îi cheltuim până la sfârșitul anului, pentru că altfel o să fie luați banii de care vorbeam, iar consilierii au înțeles această situație, au aprobat astăzi în unanimitate. Ați făcut cumva și o analiză a rentabilității pieței volante de săptămâna trecută? A fost o încercare, am spus și data trecută, spun și acum. Nu ne gândim întotdeauna la eficiență, ne gândim la un serviciu public și la faptul că oameni poate necăjiți, care n-au posibilitatea să deplaseze în piața Reșița Sud sau Reșița Nord din zona montană a orașului, au putut beneficia de produse, iar probabil știți, dacă cumva nu știți, vă informez, la ora 15 nu mai erau produse pentru a fi oferite. A fost o cerere foarte mare acolo și oamenii au apreciat efortul societății piețe, a primăriei și mă bucur pentru asta. Aș vrea să continuăm tot prin tatonări, atâta timp cât este nevoie să putem să încurajăm producătorii și comercianții să meargă acolo, să le creăm un cadru adecvat unui comerț poate civilizat și potrivit. Alții n-au încercat, noi am încercat. Alții au închis piețe. Noi încercăm să le redeschidem. Nu oricum. Ne gândim și la eficiență. Dar nu este principalul criteriu. Începând de mâine, comisia de lucru, alcătuită din servicii direcției ale primăriei, vor analiza împreună cu firma de consultanță pe ateliere, prima întâlnire va avea loc mâine, posibilitatea de a realiza o strategie adecvată pentru municipiul nostru pentru perioada 2014-2020. O serie de scăpări au fost în strategia precedentă, 2007-2013, și tocmai de aceea, cu dezbatere publică, cu implicare, sperăm să avem de-a face la finalul analizei, să avem de-a face cu o strategie adecvată.